am avut acea senzație extraordinară ca și cum aș fi asistat la propria mea mormântare. Plecam spre o viață mai bună, părăsindu-i pe toți pe care îi iubeam. Irina Bosighica are un nume cu rezonanță. Este urmașa lui Ion Ghica, a fost premier al României de 3 ori, dar și a lui Gheorghe Grigore Cantacuzino, cel mai bogat român al epocii lui, și el prim-ministru de 2 ori. Acum trăiește în Franța, dar vine destul de des în România, țara pe care a fost nevoită să o părăsească la vârsta majoratului. Mi s-a spus, bunica ta a făcut în așa fel încât să putem ieși din România. Când bunicul meu a fugit peste Dunăre, ea a zis, noi nu plecăm, pentru că noi am fost fericiți în țara asta cât i-a fost bine, deci nu o să fugim acum cât e rău. Și a spus, de ce să plecăm? Trebuie să stăm aici și să încercăm să schimbăm lucrurile din interior. 25 de ani după aia, văzând că nu poate face așa ceva și profitând de faptul că au fost evenimentele din 68 la Praga și la București, unde se destinseseră lucrurile și atmosfera, Ceaușescu devenise pentru tot poporul român un erou, pentru că ținuse piept rușilor, nu se dusese să invadeze Praga, au putut ieși câțiva dintre noi. Și bunica mea a fost printre ei. A murit în 69, a putut să plece cu un pașaport de 3 luni, pardon. Și s-a spus, dacă nu vă întoarceți după cele 3 luni, nu vă mai vedeți niciodată familia. Și a plecat. Și au trecut 3 luni. Eu tot o așteptam. Au trecut 3 luni, au trecut 3 ani și nu mai venea și eu tot credeam că o să vină. Și într-o zi, după 4 ani, am fost chemată de tata și mi s-a spus, putem pleca, bunica ta ne-a aranjat să plecăm. Dar trebuie să pleci cu mine, eu, părinții mei erau divorțați și trebuie să o lăsăm pe mama. Și asta a fost cea mai mare durere. La vârsta aia să faci așa o alegere e foarte greu și totuși am știut că trebuie să plec. Și am plecat. Și m-am dus la mama spunându-i, uite ce mi-a spus tata, că plecăm, că ar vrea să mă ia. Ce părere ai? Și zice, cum ce părere am? Păi da, eu i-am spus că nu cumva să plece fără tine. Și mama a rămas în țară. Mama a rămas. Trebuie să fi fost extrem de grea despărțirea asta. Cea mai grea probă din viața mea, cred. Și plecatul la aeroport se pleca la ora 5 dimineața pentru ca nimeni să nu știe că pleci în Occident. Și erau un fel de geam care ar fi putut să ne permită să ne mai vedem până pleca avionul, dar acel geam era acoperit de o perdea ca să nu se mai vadă și rămăsese așa o mică crăpătură prin care îl vedeam, o vedeam pe mama și printr-un miracol pe care nu mi-l explic nici astăzi, toți prietenii mei erau acolo. Cum au venit la aeroport la 5 dimineața când nu existau mașini, în sensul că au automobile private, nimeni nu avea mașină? Nu știu, dar erau acolo. Și am avut acea senzație extraordinară ca și cum aș fi asistat la propria mea mormântare. Plecam spre o viață mai bună, părăsindu-i pe toți pe care îi iubeam. Sunt mama acasă. A fost mare șocul când ați ajuns în Franța? În Franța am avut-o pe bunica mea imediat și singura ademenire care într-adevăr m-a făcut să iau hotărârea asta e că mă duc la bunica mea înapoi și că merg la Paris. Și niciuna nici alta nu au fost adevărate, pentru că în momentul în care am ajuns la Paris, mi s-a spus că părinții mei, bine, mama nu era, dar tatăl meu și soția lui, care erau doctori, nu puteau să exerseze în Franța și am plecat în Elveția, unde nu era la fel. Nu era la fel. Nu era la fel. Dar am aflat pe urmă, și asta este una din cele mai minunate lucruri de care mă mândresc cu bunica mea, este că cum am ieșit noi din România? S-au cerut bani. Pe vremea aceea erau
niște intermediari. Cum nu avea bani de plătit, s-a gândit să scrie președintelui Franței, care era pe vremea aia Georges Pompidou, și soției lui, care era destul de implicată în cauze umanitare, spunându-le care este situația și cerându-le să facă, să intervină. I se răspundea foarte politicos și spuneau da, o să încercăm, nu știu ce. Pentru că de ce a avut această idee? Pentru că De Gaulle, când a venit în România în 68, în mai, a venit cu o listă căreia i s-a dat curs. Și deci și-a spus, am să cer și eu să vină cu o listă în România. Însă nimeni nu se mai ducea în România în anii aia. Și atunci bunica mea era nebunită. Spunea, o să mor și nu o să-i apuc să-i aduc. Și într-o zi, printr-o indiscreție, a auzit că Giscard d'Estaing, care pe vremea aia era ministru de finanțe, venea în România să scrie, să facă un acord, un contract, nu se știe exact ce, dar trebuia să mergă în România. Și atunci a scris o scrisoare, i-a povestit cine e și cum o cheamă, care este situația, și i-a spus, nu faceți acea afacere în România, nu semnați contractul, dacă în schimb nu vă dă familia mea. Și a pus la poștă scrisoarea și pe mine mi-a spus, n-am mai dormit toată noaptea. Am zis, cum am dat eu ordine unui ministru francez ce să facă în serviciul lui. 3 zile după aia a venit o scrisoare de la Giscard d'Estaing care a spus, voi face. Incredibil. Minunat. Și așa ați ajuns? Și așa am ajuns, dar a fost mai complicat decât atât, pentru că acum că tatăl meu a murit acum 2 ani, am găsit toată corespondența care bunica mea i-o dăduse lui, am găsit-o la el și am văzut câte eforturi au fost. Din momentul în care Giscard d'Estaing a făcut acel demers, cât a mai durat până când s-a făcut într-adevăr tot, pentru că, bineînțeles, ei n-au numai asta de gândit și de făcut și trebuia tot timpul să-i relansezi cu o scrisoare care să nu pară pisăloagă, care să nu pară impertinentă. A scris și bunicul meu, care mai trăia încă pe vremea aia, pentru că fusese decorat cu Legion d'Honneur și Croix de Guerre de francezi în Primul Război Mondial. În fine, s-a mobilizat o țară întreagă, ce să mai vorbim, ambasador, miniștri, ministru de externe, ambasadorul Franței la București, a fost, nu-mi venea să cred ce am văzut acum de curând. Ce știam era doar atât, că Giscard a venit cu acea listă pe care erau 5 persoane, cei 2 copii ai bunicii mele, tatăl și mătușa mea, și familiile lor. Deci eram 5. Și românii au spus, 5 persoane din aceeași familie nu se poate. Trebuie să alegeți. Și Giscard d'Estaing, care nu ne cunoștea, bineînțeles, a zis ăștia, pentru că eram 3. Tata, soția lui și cu mine. Mătușa mea n-avea copii, erau numai 2 și el și-a spus, scot cât mai mulți. Deci, noi am plecat și ei au rămas. Da, nu, cine zice că noi ne-am dus acolo ca să mâncăm icre negre, vreau să-i invit.